Cam atâta oameni buni, am decofrat, am nivelat pământul pe lângă. Grosimea betonului e de minim 10 cm. Tocmai se pune și ploaia. Neapărat tasați foarte bine pământul înainte de turnare. Distanța între trepte e de 30 de cm. Lățimea lor la fel. Lățimea 2,20 m. O să vină și niște ziduri mai mici să ne ferească de vânt. Aici o să fie focul, unde o să fac focul. E destul de ok. Îmi place mult cum arată, poate o să-i dau și cu apă de sticlă, să vedem, dar oricum, oricum e ce trebuie. Am dat stâlpii de lemn cu ulei, apa aia de sticlă era de beton, ștrea diluată cu 60% apă. Dar n-am știut, acum o să știu data viitoare. Oricum sunt foarte bine protejați cu ulei, dar e mai multă murdărie. Apa de sticlă e mult mai ok. Și o să le fac un tratament de 2 ori. Foarte urât timpul. Plec acasă și asta e. Dar să vă arăt și solarul. Cam așa arată și solarul semi-îngropat. Mi s-a crăpat placa aia, fiindcă am lovit în ea de mai multe ori fără să-mi imaginez că se crapă. Oricum e pe crud, nu are nici 24 de ore. Betonul, dar n-are nimic. În rest, e totul ok. Acolo am săpat și o să mai completez și aici pe jumate cu pământ negru, fertil, care n-a fost erbicidat niciodată. Sănătate, mult respect! Și toate cele bune.